Iar pentru nativii zodiei pești, sunt într-o perioadă de cheltuieli. Marte în semnul berbecului, în casa a doua pentru ei, cheltuieli care, cum ne cum, par să fie început, așa este perioada, încă de acum o lună, dar acum parcă apar și cheltuieli cumva neașteptate. Au trecut sărbătorile, cheltuielile legate de ele, își doresc mai mult în continuare sau chiar constată că este nevoie. Este nevoie de schimbat, de înlocuit, de reparat. Aici sunt și niște nevoi, să spunem, de studiu, de informare. Poate posibil, poate că este nevoie, știu ei, pentru activitatea lor să se înscrie la niște cursuri, să vadă, să studieze. Poate că vor să se aboneze la niște reviste, poate că chiar își doresc să achiziționeze niște tratate, manuale. Vor să știe, vor să învețe. Pe de o parte, spre asta se îndreaptă cheltuielile lor din această perioadă. Pe de altă parte, da, foarte bine, poate că o fi nevoie, poate că o avea nevoie să schimbe ceva, să înlocuiască la mașină, la bicicleta electrică, la mijloacelor lor de deplasare, se gândesc să facă o investiție, o achiziție. Poate că nu o fac acum, nu e obligatoriu să o fac acum, dar deja se gândesc, deja își pun deoparte niște bani, deja se gândesc dacă este cazul să apeleze la un credit. Marte în casa a doua, în general, în ansamblu, parcă sporește nevoile, dorințele și tocmai de aceea, dacă ne grăbim, dacă nu mai avem răbdare, sigur că dacă nu există resurse anterioare, varianta unui credit este cumva normală, firească. Partea cumva bună, foarte bună, este că ar putea găsi sprijin, ajutor, împrumut din partea cuiva din familie. Poate că nu se obține acum acest lucru sprijin, dar foarte bine poate fi vorba, urmează să. În perioada imediat următoare, uite, rezolv cu tare lucru, scap de nu știu ce plăți angarale și reușesc să îți dau. Sau interesează-te de cea mai bună variantă și voi contribui și eu. Există disponibilitate din partea altora, cum spuneam, a familiei, prin familie înțelegând, evident, frați, veri, unchi, mătuși, oameni cu care au avut bune relații de-a lungul timpului și disponibili, dornici să îi ajute. Una peste alta, o săptămână, cum spuneam, cu cheltuieli și cu dorințe și cu nevoi, dar pe de altă parte, în care, evident, ca să facă față tuturor acestora, vor căuta cele mai bune variante. Se interesează pentru că ei văd lucrurile pe termen mai lung. Deci, nu se bucură la ceva ieftin care să-i lase să se strice relativ curând, ci văd lucrurile în ansamblu, în mare. Pun în balanță avantaje, dezavantaje, costuri, dar și, bineînțeles, cheltuieli ulterioare. Deci este o săptămână, pe de-o parte, de informare, de analiză, de evaluare a nevoilor financiare. Foarte bine pot fi și niște încasări din activitatea lor. Evident, depinde de domeniul de activitate. Trebuie să se deplaseze, trebuie să fie disponibil, să ajungă și în alte părți. Astfel pot avea de câștigat.